horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Nu vă grăbiți! Dimineața sunt probabile momente tensionate, îngrijorări legate de fleacuri. Unii berbeci devin mai iritabili decât de obicei. Influența tendințelor pozitive crește și viața se îmbunătățește. După amiază, este minunată pentru a prelua lucruri noi, inclusiv cele provocătoare. Acest timp este de asemenea favorabil pentru comunicare. Te înțelegi bine cu oamenii. Va fi ușor să găsești aliați noi. Vor deveni nu numai ajutorii tăi, ci și prieteni adevărați. Surprizele romantice nu sunt excluse. Horoscopul zilei Taur. O zi favorabilă pentru meditație. Căutarea răspunsurilor la întrebările dificile. De multe ori vezi lucruri pe care ceilalți nu le-au observat, așa că tragi concluzii corecte. Nu greșești. Persoanele care au ignorat orice recomandare înainte sunt gata să vă asculte sfaturile. Va exista ocazia de a ajuta pe cei care se află într-o situație dificilă. Coincidențele de succes sunt probabile, la fel ca și cunoștințele care vor pune bazele unei cooperări plăcute și profitabile sau a unei prietenii îndelungate. Nu sunt excluse încasări în numerar și cadouri valoroase. Returnarea datoriilor vechi este posibilă. Horoscopul zilei Gemeni. Nu totul va ieși așa cum v-ați dorit, dar schimbarea planurilor nu te va mânia sau pune într-o situație dificilă. Navigați rapid în circumstanțe noi, ghiciți cum să beneficiați de ceea ce se întâmplă. Este probabil un progres semnificativ într-o afacere care pentru o lungă perioadă de timp nu a putut fi mișcată din loc. Vechii și noi cunoscuți ajută de bună voie. Nici măcar nu trebuie să-i întreb despre asta. Sunt posibile vizite neașteptate de care veți fi foarte bucuroși. Oaspeții vor aduce vești bune. A doua jumătate a zilei este momentul pentru idei bune, pe care le veți implementa în viitorul apropiat. Horoscopul zilei Rac. Astăzi va trebui să vă ocupați de treburile altora, aproape mai mult decât de ale voastre. Oamenii din jurul tău apelează adesea la tine pentru ajutor, sfaturi și sprijin moral. Puteți face cu adevărat o mulțime de lucruri utile pentru alții, dar nu ar trebui să uitați de propriile interese. Încercați să acționați cât mai decisiv după amiază. Acest timp oferă șansa de a obține mult succes. Experimentele îndrăznețe se dovedesc a fi reușite. Realizările tale nu vor trece neobservate, vor fi apreciate de oameni asupra cărora ai încercat deja să faci o impresie bună. Horoscopul zilei Leu. Nu totul funcționează imediat, dar dacă persistați, vă veți atinge obiectivele. Există șanse de a obține rezultate chiar mai bune decât v-ați așteptat, dar pentru aceasta va trebui să fiți creativi, să depășiți soluțiile obișnuite. Experimentați, nu vă fie teamă să aduceți la viață ceea ce tocmai ați inventat. Ziua este bună pentru a comunica cu cei dragi. Atât întâlnirile prietenoase, cât și întâlnirile romantice vă vor bucura. Va exista ocazia de a mulțumi pe cineva drag sau de a impresiona pe cineva care de mult timp vă simpatizează. Sunt probabile vești bune despre cineva foarte scump pentru tine. Horoscopul zilei Fecioară. Ziua este plină de surprize. Nu sunt întotdeauna plăcute și nu prea îți place să amâni sarcinile planificate pentru a rezolva urgent o sarcină bruscă. Încercați să mențineți o atitudine pozitivă. Cel mai probabil, până seara se va dovedi că totul s-a desfășurat în cel mai bun mod pentru tine. Merită să discutați probleme importante după amiază. Găsirea unui limbaj comun cu alții în acest moment va fi mult mai ușoară. Este posibil să fiți susținut de oameni de la care nu vă așteptați la așa ceva. Unele fecioare se vor împărtăși cu cei cu care au concurat anterior. Horoscopul zilei Balanță. Lăsați ca planurile pentru această zi să fie flexibile. Vă așteaptă o mulțime de surprize, sarcini noi, precum și întâlniri, din cauza cărora ceva va trebui amânat până mai târziu. Nu sunt excluse și unele știri de departe, care te vor inspira să faci ceea la ce te-ai gândit cu precauție în ultima vreme. Rudele sunt gata să vă susțină toate eforturile, să vă ajute la punerea în aplicare a planurilor voastre. Va fi ocazia să discutați câteva întrebări dificile, să căutați răspunsuri la acestea împreună cu o persoană de încredere. Atitudinea față de lucrurile care păreau obișnuite se schimbă. Horoscopul zilei Scorpion. Este greu să te concentrezi pe un singur lucru. O mulțime de treburi necesită atenție și trebuie să ții minte o mie de lucruri. Însă reușiți să evitați să faceți greșeli, să uitați sau să confundați ceva.
Încercați să observați cele mai mici detalii. Ceea ce pare nesemnificativ acum poate juca un rol important mai târziu. Oamenii din jurul tău intervin în viața ta mai des decât de obicei. Acest lucru poate fi deranjant la început, dar mai târziu veți înțelege cum să beneficiați de ceea ce se întâmplă. Sunt posibile încasări de numerar, inclusiv din surse neașteptate. Horoscopul zilei, Săgetător. O zi de bun augur pentru comunicarea cu oameni cu aceeași idee, discutarea planurilor profesionale și personale. Acum puteți prevedea cu ușurință cum se vor dezvolta evenimentele. Nu planați în nori, ci vă stabiliți obiectivele realiste. Ziua este bună din punct de vedere financiar. Încasările în numerar vă vor fi de mare ajutor, vă vor permite să faceți achiziții neplanificate. După amiaza este bună pentru o întâlnire, va fi ușor să vă acordați o dispoziție romantică. Există o mulțime de subiecte pentru conversația cu o persoană care vă interesează. Horoscopul zilei Capricorn. Zi fructuoasă. Este deosebit de potrivită pentru munca intelectuală. Apare de bune, de multe ori vedeți cum să implementați ceea ce alții credeau că este complet imposibil. Negocierile merg bine, inclusiv cu persoane cu care nu ați mai lucrat până acum. Este posibil să vi se ofere un nou loc de muncă sau o cooperare în condiții favorabile. Rețineți, imaginea voastră devine foarte importantă astăzi, așa că încercați să arătați perfect. Puteți cumpăra lucruri neobișnuite. Alegeți în mod inconfundabil ceea ce vă va încânta mult timp. Horoscopul zilei Vărsător. Zi norocoasă. Ești bun la multe lucruri, inclusiv la cele complexe. Adesea, inventivitatea și experiența de viață te ajută să reușești acolo unde alții au trebuit să dea înapoi. Victoriile tale atrag atenția. Este posibil că datorită lor să găsiți aliați sau să vă faceți prieteni cu oameni de care depinde mult. Încasările de numerar și ofertele bune sunt probabile. Unii vărsători își vor da seama cum să-și transforme hobby-ul de lungă durată într-o sursă de venit. Probabil că veți întâlni o persoană care vă va inspira să faceți ceva nou. Horoscopul zilei Pești. Nu este nimic de ce ar trebui să vă faceți griji. Ziua merge bine, stelele sunt de partea voastră. Chiar dacă apar unele probleme complet noi, veți găsi rapid o soluție. Nu sunt excluse întâlnirile neașteptate de care veți fi foarte mulțumiți. Va exista ocazia de a restabili vechile legături, de a vă împăca cu cei cu care ați fost într-o ceartă. Oamenii care te-au subestimat înainte se vor răzgândi, vor înțelege că ești capabil de multe. Aceasta este ziua potrivită pentru a face un pas către cineva care de mult timp te atrage. Poți fi proactiv în relațiile romantice. Horoscopul zilei de azi.